Cuvânt despre milostenie. Iubiți credincioși, Sfântul Evanghelist Matei spune așa, Tu însă când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie întrascuns, altfel nu vei avea plată de la Tatăl nostru cel din ceruri. Numeroase sunt suferințele pe care le îndură oamenii cât trăiesc pe pământ. Unii sunt bolnavi, alții se află în mari lipsuri, neavând cu ce se hrăni sau cu ce se îmbrăca, unii semeni sunt părăsiți, uitați, fără rude care să-i îngrejească, fără prieteni care să-i mângâie. În situații de felul acesta, noi creștinii ortodoxi suntem datori să le răspundem cu un sentiment de milă și cu fapte de ajutorare. Să nu trecem nepăsători pe lângă necazul lui, ci să răspundem cu milă ce ni se va întâmpla în cu viitor când vom lăsa în această lume toate cele cu care ne-am amăgit. Bogăția, onorurile, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, locuințele de săvârșit orânduite și toate celelalte lucruri atât de amăgitoare. Ale cui vor fi? Ce ni se va întâmpla când toate acestea vor rămâne doar un vis și când ni se vor cere fapte de credință și de milostenie, de înfrânare, de curăție, de blândețe, smerenie, răbdare, ascultare. De aceea, dacă în fiecare zi ți se cere să dai milostenie, fă -o cu bucurie, fără răutate, fără să jignești și fără să murmuri. Suntem dator să-i miluim pe săraci pentru dragostea lui Hristos. Suntem dator să-i miluim pe săracii pe care Iisus Hristos ne-a lăsat în lume de aceea adevărat este cuvântul care zice, fericit este cel ce miluiește pe sărman și cu totul ticălosul acela care își întoarce fața de la dânsul. Noi hrănim dobitoacele necuvântătoare, iar pe Hristos îl lăsăm flămând. Ce fel de fapt este aceasta? Nimic din ceea ce dăruim nu vom pierde pentru că îi dăruim lui Hristos. El plătește toate cu dobândă și plătește până și un pahar cu apă. Bețile și curvile au stricat multe case, dar milostenia niciodată n-a sărăcit pe nimeni după cuvântul care zice cel ce dă săracilor nu va fi lipsit. Sfânta scriptură numește milostenia sămânță, căci cel ce seamănă sămânța nu o aruncă pe ea ca să o piardă și ca să o mulțească, așa este și cel ce dă săracului nu pierde, ci câștigă. Dăruind vei dobândi. Dumnezeu a zis, al meu este argintul și al meu este aurul. Toată bogăția este așadarul lui Dumnezeu și toți aceia care sunt bogați nu trebuie să se numească stăpâne ai bogăției, ci economi și chivernisitori. Acela care cheltuiește bogăția numai spre poftele lui, ne nedreptățește și pe Dumnezeu stăpânul bogăției și pe săraci. Deci, acela care nu miluiește pe săraci, răpește de la Dumnezeu stăpânirea și de la săraci partea lor în ziua în fricoșatei judecăți, oamenii vor fi judecați după milostenie. Oare cum vor răspunde bogații cei răi atunci când săracii se vor plânge? Hristos îi va mustra pe cei nemilostivi. O istorioară ne spune despre un om foarte bogat care pe patul morții fiind mustrat de cunoașterea vieții sale păcătoase a promis că va da toate averile sale acelui care îi va putea dovedi că nu există iad. Și nimeni nu i-a putut dovedi acest lucru celor bogați le dă Dumnezeu avere ca să-și cumpere cu ea împărăția sa, făcând din averea lor o fântână de milă și ajutor pentru cei săraci. Dărnicia viază și zgârcenia omoară. Dragii mei, oamenii pot fi buni, dar Dumnezeu este atot bun. Oamenii pot fi puternici, dar Dumnezeu este atot puternic. Oamenii pot fi milostivi, dar Dumnezeu este mult milostiv. Zgârcenia îl face pe om piatră, Poftele cele lumești și veția îl fac dobitoc, iar mândria îl face diavol. Noi trebuie să uităm milostenia și binele pe care l-am făcut și să ne aducem aminte mereu de binele pe care ne îl fac alții. În această stare putem spune că suntem oameni ai lui Dumnezeu. Dărnicia viază și zgârcenia omoară. Cel ce dă primește bucurie dumnezeiască, trebuie să ne învățăm, să ne bucurăm prin a da, căci atunci suntem în legătură cu Isus Hristos. Această bucurie de a da are oxigen dumnezeesc după cuvântul Sfântului Paisia Gheoritu. Așadar, fericit este cel ce împarte pâinea sa cu săracul, că unul ca acesta va fi primit la ospățul ceresc. Cu milostenia șterge păcatele. În Vechiul Testament, regele Nabucodonosor este îndemnat de Daniel la minostelie pentru iertare păcatelor care îi spune De aceea, o rege, plăcut să-ți fie sfatul meu înaintea ta, răscumpără păcatele tale prin fapte de dreptate și nedreptățile tale prin milă către cei săraci, dacă vrei ca bunăstarea în care te afli să dăinuiască. Daniel 4 cu 24 în Noul Testament, însuși Domnul nostru Isus Hristos a zis, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. N-a zis postiți precum postește și tatăl vostru cel ceresc. Nici n-a zis fiți curați precum și tatăl vostru este prea curat. Și a zis fiți milostiv precum și tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Milostenia și dragostea adevărată. Dumnezeu, ca să ne încerce dragostea, ne trimite un sărac. Dacă de pildă avem două ceasuri, unul nou și unul vechi, și îl dăm pe cel vechi săracului, înseamnă că dragostea noastră este de calitatea a doua, dacă avem dragoste adevărată, îl vom da pe cel nou săracului. Intră în lucrare atunci logica omenească cea stricată și spune. De ce să-i dau pe cel nou? Pentru el care nu are ceas, este bun și cel vechi. Deci, îl dau pe cel vechi. Dar când îl dai pe cel vechi, încă mai trăiește în tine omul cel vechi. Dacă îl dai pe cel nou, ești un om renăscut. Iar dacă le ții pe amândouă și nu dai niciunul, ești în stare de o sândă. Noi trebuie să gândim așa, dacă ar fi fost Isus Hristos în locul acelui sărac, care ceas îl aș fi dat cu siguranță pe cel mai bun? În felul acesta se poate înțelege ce înseamnă milostenia și dragostea adevărată. Însă, trebuie să luăm aminte că numai milostenia săvârșită în numele lui Iisus Hristos ne aduce roadele Ducului Sfânt. Milostenia, ca și toate celelalte fapte bune, dacă nu sunt săvârșite în numele lui Hristos, nu vor putea să aducă dragoste, nu vor putea să aducă răsplată în viața veacului ceva să fie. De aceea, Domnul Hristos a spus: Cel ce nu adună cu mine și pește Matei 12 cu 30: Când ai mult, dă mult, iar când ai puțin, dă mai puțin lacrimile, spală cămașa sufletului, cea pătată cu mizeria păcatelor, iar milostenia o albește. Hristos rămâne în sărați totdeauna și spală păcatele celor darnici. Milostenia duce la iertarea păcatelor și la vindecarea rănilor conștiinței, întoarce sufletul de la moarte și îl face să fie moștenitor împărăției cerurilor. Tobit poruncește fiului său Tobie să fie milostiv. Dă milostenie din averea ta și să nu aibă ochii tăi părere de rău când vei da milostenie. De la niciun sărac să nu-ți întoarci fața ta și atunci nici de la tine nu se va întoarce fața lui Dumnezeu. Când ai mult, dă mult, când ai puțin, dă mai puțin, dar nu pregeta să faci milostenie. Și îți vei aduna prin această avistirie bogată pentru zile grele, că milostenia izbăvește de la moarte și nu te lasă să cobori în întuneric." Tobit 4, 7, 8, 9, 10. Tobit îi poruncește lui Tobie să fie milostiv și în numele celor adormiți din neam. Ceea ce noi astăzi numim pomană sau parastat. Fi darnic cu pâinea și cu vinul la mormântul celor care ți-au răpostat. Tobit 4 cu 7. Milostenia izbăvește din moarte și nu te lasă să cobori în întuneric. Este răsplata vieții veșnice, răstoarnă păcatul, nimicește chiar și moartea. În acest sens luăm ca pildă apa care stinge focul. Păcatul are forța focului, dar milostenia are forța apei. Apa va stinge focul arzător și milostenia va curăți păcatele. Iisus Sirac 3 cu 29. Ava, Agaton și Îngerul Domnului. Ava, Agaton a venit odată să vândă câteva lucruri și a dat peste un schilod la marginea drumului. Schilodul a întrebat, unde mergi, părinte? Ava i-a spus în oraș ca să vând marfă. Acelea a zis, fă-ți milă și ia-mă cu tine. Părintele Agaton l-a luat în spinare și l-a cărat până în oraș. Acela a zis, unde dezviz marfa, acolo să mă pui și pe mine jos. Și a făcut în tocmai Ava Agaton. După ce vindea câte un coș, Schilodo îl întreba, cu cât l-ai dat? Și Ava îi spunea, cu atât. Atunci Schilodo îi cerea, cumpărăm o plăcintă. Ava îi cumpăra. Apoi mai vindea un coș și acela îl întreba, cu cât l-ai dat? Și spunea, cu atât, acum cumpără în cutare. Ava îi cumpăra. După ce și-a vândut toată marfa și vroia să plece, Schilodu a spus, mai milostivește-te odată și dumă de unde mai luat. Și Lundul, în spinare, l-a dus la locul de unde luase. Iubiții mei, dacă am fi fost noi, i-am fi spus, mă frate, te-am luat, ți-am cumpărat tot ce ai vrut tu. Am chiltuit toți banii mănăstirii, Părintele Stares mă va întreba de ce n-am cumpărat pâine din cetate pentru frații și pentru părinți. Și acum tu mă pui să te mai car în spinare și până la locul de unde te-am luat? Dar el l-a luat și l-a dus până acolo. Iar la sfârșit, acesta schilodul i-a spus, „Bine binecuvântat ești agaton de Dumnezeu în cer și pe pământ. Dar când și-a ridicat, Ava ochii n-a mai văzut pe nimeni, fusese un înger al Domnului care venise anume să-l pună la încercare istorioară din Patericu sau apoftegmele părinților din Pustiu. Nu trebuie să te simți stânjenit dacă ajutorul tău este mic. Mare este alcătuită din stropi, cei doi bănuți ai văduvei au fost mai plăcuți Domnului decât da datoriile cele mari ale bogaților. Așa cum știm din Sfânta Evanghelie. Dragii mei, am să vă spun care sunt cele trei semne ale milosteniei. După trei semne se cunoaște omul cel milostiv după mână, după față și după ochi. După mână când doare întinsă, să dea. După față când doare veselă și după ochi când îi înalță către cer. Acesta este chipul omului milostiv. Mâna trebuie să fie întinsă să dărească mult. Pământul când este uscat nu se satură cu puține picături așa și cel lipsit, nu se mulțumește numai cu un ban. Noi, când cerem milă de la Dumnezeu, totdeauna cerem mare și bogată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Iubiții mei, fața se cade să fie veselă, într-o toată darea să mângâi fața ta. Adică să miluiești pe cei săraci cu fața veselă, că pe acest miluitor lin îl iubește Dumnezeu. Milostivul se cade să se bucure când miluiește, ca să arate că mai mult ia de la săraci decât dă dă un lucru de nimic și câștigă împărăția cerurilor. Milostenia se cade să o facem și cu cei buni și cu cei răi. Bunătatea nu, cade, nici, nu caută niciodată vrednicia, ci lipsa. Ochiul să-l înălțăm către cer că miluim pe sărac și să socotim că miluim pentru dragostea lui Dumnezeu. Cunoaște cui faci, zice înțelepciunea, adică pricepeți că milostenia pe care o da săracului o dați în mâna lui Dumnezeu. Săracul întinde mâna și Dumnezeu primește milostenia în cer. Hristos ne-a dat pildă când a hrănit cele 5.000 de oameni în pustie ca să căutăm la cer, căutând la cer, afrând pâinile. Iubiții mei, cei ce trăiesc în societate nu au prin ce să se mântuiască decât noi prin milostenie și izmerenie. Cu cât mai mult le săvârșesc, cu atât mai mult se apropie de viața îngerească a marilor pusnici după cuvântul Sfântului Teofan Zăvărutu. Și acum vreau să vă spun încă o istorioară minunată despre cu viosul martirie. În pământul savorii a fost un călugăr martirie, iubitor de săraci, milostiv, tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea și având o viață curată. Deci acesta avea un obicei de mergea de la mănăstirea sa în alta la un părinte duhovnicesc pentru rugăciune. Odată, mergând el, a aflat pe un sărac zăcând în cale și plin de răni vrând să meargă și el în aceeași mănăstire, dar nu putea din pricina slăbiciunii sale. Și fiindu-i milă, fericitului martire de el, a întins mantia sa și luându-l cu dragoste, l-a dus pe el în spate. Iar când s-a apropiat de mănăstire, părintele lui duhovnicesc, care cu ochi prorocești îl văzuse pe el, îndată a strigat către călugării să zicând, alergați de grabă și deschideți porțile sfintei mănăstiri, că vine fratele martirie aducându-l pe Dumnezeu în spate. Și ajungând fratele la poarta mănăstirii, s-a coborât săracul din spate lui și i s-a arătat lui, având chipul precum este zugrăvit în icoane. Era Iisus Hristos și s-a ridicat la cer sub privirea Sfântului Martirie. Iar pe când se înălțea, a zis către dânsul, O, Martirie, tu nu mai ai trecut cu vederea pe mine pe pământ, nici eu nu te voi trece cu vederea la cer, tu acum ai căutat cu milă spre mine, dar eu în vești voi milui pe tine. Și zicând acestea, Domnul Iisus Hristos s-a făcut nevăzut. Deci intrând în Sfântul Martirie, în mănăstire, le-a întrebat Părintele lui Duhovnicesc, frate Martirie, unde este acela pe care l-ai adus? A răspuns el zicând, de aș fi știut, Părinte, cine este, m-aș fi ținut tare de picioarele lui. Atunci a spus tuturor călugărilor ceea ce se săvârșise și l-a întrebat pe el Părintele zicându-i, oare el ți se părea greu, fiule? Iar Sfântul Martir i a răspuns, nu, părinte, când îl duceam, nu simțeam nicio greutate, că duceam pe acela care mă poartă el pe mine, care poartă pe toată lumea cu neosteneală și nu e prin cuvânt, toate le ține. Iubiți credincioși, iacătă, bun este Domnul cu noi toți și în îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Psalmul 144,9 Doamne, în cer este mila ta și adevărul tău până la nor. No celor botezați în numele Sfintei Treimi și ucenicii ai Lui, Hristos, Sfântul Apostol, ne scrie, îmbrăcați-vă dar ca aleșii Lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Creștinul adevărat se îmbracă cu bunătatea ca și cu o haină. Este gata întotdeauna să ajute pe toată lumea, inclusiv pe vrăjmași, iar în necazuri are îndelungă răbdare. Toată această bunătate este stimulată de Harul lui Dumnezeu. Dar pentru a păstra Harul, ne spune Sfântul Siloan, Atonitul, trebuie să iubim pe vrăjmași și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Nu-i prea ușor să fie om bun. Pe prieten îl iubește orice om. Omul bun să trebuie să-l iubească și pe vrăjmași. Pentru bucurii, orice om îi mulțumesc lui Dumnezeu. Omul bun și de lung răbdător îi lui Dumnezeu și pentru necazuri, și pentru suferință, și pentru boli, și pentru toate. Un om bun e mai de folos decât un mare învățat. Omul stăpânit de patim, chiar din bine, face rău și crede cu ușurință cele rele. Omul bun, pașnic, schimbă totul în bine. În lumea noastră încercată de necazuri, este mare nevoie de oameni buni. Iubiți că din negreșit, nu este faptă mai bună ca milostenia, căci aceasta singură poate mântui pe om, precum zice Prorocul. Mântuirea sufletului este bogăția omului. Iar Sfântul Apostol Pavel ne spune, lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră, Filipeni 2 cu 12. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe noi și robităi. Amin. cuvânt despre milostenie. Iubiți credincioși, Sfântul Evanghelist Matei spune așa, Tu însă când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie întrascuns, altfel nu vei avea plată de la Tatăl nostru cel din ceruri. Numeroase sunt suferințele pe care le îndură oamenii cât trăiesc pe pământ. Unii sunt bolnavi, alții se află în mari lipsuri, neavând cu ce se hrăni sau cu ce se îmbrăca, unii semeni sunt părăsiți, uitați, fără rude care să-i îngrejească, fără prieteni care să-i mângâie. În situații de felul acesta, noi creștinii ortodoxi suntem datori să le răspundem cu un sentiment de milă și cu fapte de ajutorare. Să nu trecem nepăsători pe lângă necazul lui, ci să răspundem cu milă ce ni se va întâmpla în cu viitor când vom lăsa în această lume toate cele cu care ne-am amăgit. Bogăția, onorurile, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, locuințele de săvârșit orânduite și toate celelalte lucruri atât de amăgitoare. Ale cui vor fi? Ce ni se va întâmpla când toate acestea vor rămâne doar un vis și când ni se vor cere fapte de credință și de milostenie, de înfrânare, de curăție, de blândețe, smerenie, răbdare, ascultare. De aceea, dacă în fiecare zi ți se cere să dai milostenie, fă cu bucurie, fără răutate, fără să jignești și fără să murmuri. Suntem dator să-i miluim pe săraci pentru dragostea lui Hristos. Suntem dator să-i miluim pe săracii pe care Iisus Hristos ne-a lăsat în lume. De aceea adevărat este cuvântul care zice fericit este cel ce miluiește pe sărman și cu totul ticălosul acela care își întoarce fața de la dânsul. Noi hrănim dobitoacele necuvântătoare, iar pe Hristos să-l lăsăm flămând? Ce fel de fapt este aceasta? Nimic din ceea ce dăruim nu vom pierde, pentru că îi dăruim lui Hristos. El plătește toate cu dobândă și plătește până și un pahar cu apă. Bețile și curvile au stricat multe case, dar milostenia niciodată n-a sărăcit pe nimeni după cuvântul care zice cel ce dă săracilor nu va fi lipsit. Sfânta Scriptură numește milostenia sămânță, căci cel ce seamănă sămânța nu o aruncă pe ea ca să o piardă, ci ca să o mulțească, așa este și cel ce dă săracului, nu pierde, ci câștigă, dăruind vei dobândi. Dumnezeu a zis, al meu este argintul și al meu este aurul, toată bogăția este așadarul lui Dumnezeu și toți aceia care sunt bogați nu trebuie să se numească stăpâne ai bogăției, ci economi și chivernisitori. Acela care cheltuiește bogăția numai spre poftele lui, ne și pe Dumnezeu stăpânul bogăției și pe săraci. Deci, acela care nu miluiește pe săraci, răpește de la Dumnezeu stăpânirea și de la săraci partea lor. În ziua înfricoșatei judecăți, oamenii vor fi judecați după milostenie. Oare cum vor răspunde bogații cei răi atunci când săracii se vor plânge? Hristos îi va mustra pe cei nemilostivi o istorioară, ne spune despre un om foarte bogat, care pe patul morții, fiind mustrat de cunoașterea vieții sale păcătoase, a promis că va da toate averile sale acelui care îi va putea dovedi că nu există iad. Și nimeni nu i-a putut dovedi acest lucru. Celor bogați le dă Dumnezeu avere ca să-și cumpere cu ea împărăția sa, făcând din averea lor o fântână de milă și ajutor pentru cei săraci. Dărnicia viază și zgârcenia omoară. Dragii mei, oamenii pot fi buni, dar Dumnezeu este atot bun. Oamenii pot fi puternici, dar Dumnezeu este atot puternic. Oamenii pot fi milostivi, dar Dumnezeu este mult milostiv. Zgârcenia îl face pe om piatră, poftele cele lumești și veția îl fac dobitoc, iar mândria îl face diavol. Noi trebuie să uităm milostenia și binele pe care l-am făcut și să ne aducem aminte mereu de binele pe care ne fac alții. În această stare putem spune că suntem oameni ai lui Dumnezeu. Dărnicia viază și zgârcenia omoară. Cel ce dă primește bucurie dumnezeiască. Trebuie să ne învățăm, să ne bucurăm prin a da, căci atunci suntem în legătură cu Isus Hristos. Această bucurie de a da are oxigen dumnezeesc după cuvântul Sfântului Paisia Gheoritu. Așadar, Fericit este cel ce împarte pâinea sa cu săracul, că unul ca acesta va fi primit la ospățul ceresc. Cu milostenia șterge păcatele. În Vechiul Testament, regele Nabucodonosor este îndemnat de Daniel la minostelie pentru iertarea păcatelor, care îi spune, de aceea, o rege, plăcut să-ți fie sfatul meu înaintea ta, răscumpără păcatele tale prin fapte de dreptate și nedreptățile tale prin milă către cei săraci, dacă vrei ca bunăstarea în care te afli să dăinuiască. Daniel 4 cu 24 În Noul Testament, însuși Domnul nostru Isus Hristos a zis, fiți milostivi precum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. N-a zis postiți precum postește și tatăl vostru cel ceresc. Nici n-a zis fiți curați precum și tatăl vostru este prea curat. Și a zis fiți milostiv precum și tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Milostenia și dragostea adevărată. Dumnezeu, ca să ne încerce dragostea, ne trimite un sărac. Dacă de pildă avem două ceasuri, unul nou și unul vechi, și îl dăm pe cel vechi săracului, înseamnă că dragostea noastră este de calitatea a doua, dacă avem dragoste adevărată, îl vom da pe cel nou săracului. Intră în lucrare atunci logica omenească cea stricată și spune, de ce să îl dau pe cel nou? Pentru el care nu are ceas, este bun și cel vechi, deci îl dau pe cel vechi. Dar când îl dai pe cel vechi, încă mai trăiește în tine omul cel vechi. Dacă îl dai pe cel nou, ești un om renăscut. Iar dacă le ții pe amândouă și nu dai niciunul, ești în stare de o sândă. Noi trebuie să gândim așa. Dacă ar fi fost Isus Hristos în locul acelui sărac, care ceas îl aș fi dat cu siguranță pe cel mai bun. În felul acesta se poate înțelege ce înseamnă milostenia și dragostea adevărată. Însă, trebuie să luăm aminte că numai milostenia săvârșită în numele lui Iisus Hristos ne aduce roadele Ducului Sfânt. Milostenia, ca și toate celelalte fapte bune, dacă nu sunt săvârșite în numele lui Hristos, nu vor putea să aducă dragoste, nu vor putea să aducă răsplată în viața veacului ceva să fie. De aceea, Domnul Hristos a spus: Cel ce nu adună cu mine și pește Matei 12 cu 30. Când ai mult, dă mult, iar când ai puțin, dă mai puțin lacrimile spală cămașa sufletului, cea pătată cu mizeria păcatelor, iar milostenia o albește. Hristos rămâne în sărați totdeauna și spală păcatele celor darnici. Milostenia duce la iertarea păcatelor și la vindecarea rănilor conștiinței, întoarce sufletul de la moarte și îl face să fie moștenitor împărăției cerurilor. Tobit poruncește fiului său Tobie să fie milostiv. Dă milostenie din averea ta și să nu aibă ochii tăi părere de rău când vei da milostenie. De la niciun sărac să nu-ți întoarci fața ta și atunci nici de la tine nu se va întoarce fața lui Dumnezeu. Când ai mult, dă mult. Când ai puțin, dă mai puțin. Dar nu pregeta să faci milostenie. Și îți vei aduna prin această avistirie bogată pentru zile grele că milostenia izbăvește de la moarte și nu te lasă să cobori în întuneric. Tobit 4, 7, 8, 9, 10. Tobit îi poruncește lui Tobie să fie milostiv și în numele celor adormiți din neam. Ceea ce noi astăzi numim pomană sau parastat. Fi darnic cu pâinea și cu vinul la mormântul celor care ți-au răpostat. Tobit 4 cu 7. Milostenia izbăvește din moarte și nu te lasă să gobori în întuneric. Este răsplata vieții veșnice, răstoarnă păcatul, nimicește chiar și moartea. În acest sens luăm ca pildă apa care stinge focul. Păcatul are forța focului, dar milostenia are forța apei. Apa va stinge focul arzător și milostenia va curăți păcatele. Iisus Sirac 3,29 Ava, Agaton și Îngerul Domnului Ava Agaton a venit odată să vândă câteva lucruri și a dat peste un schilod la marginea drumului. Schilodul a întrebat, unde mergi, părinte? Ava i-a spus, în oraș ca să vând marfă. i a zis, fă-ți milă și iamă cu tine. Părintele Agaton l-a luat în spinare și l-a cărat până în oraș. Acela a zis, unde zviz marfa, acolo să mă pui și pe mine jos. Și a făcut în tocmai Ava Agaton. După ce vindea câte un coș, schilodul îl întreba, cu cât l-ai dat? Și Ava îi spunea, cu atât. Atunci Chilodu îi cerea, cumpărăm o plăcintă. Ava îi cumpăra. Apoi mai vindea un coș și acela îl întreba, cu cât l-ai dat? Și spunea, cu atât. Acum cumpără în cutare. Ava îi cumpăra. După ce și-a vândut toată marfa și vrea să plece, Chilodu i-a spus, mai milostivește-te odată și dumă de unde mai luat. Și lundul în spinare l-a dus la locul de unde l -l luase. Iubiții mei, dacă am fi fost noi, i-am fi spus, mă frate, te-am luat, Ți-am cumpărat tot ce ai vrut tu. Am chiltuit toți banii mănăstirii. Părintele Stares mă va întreba de ce n-am cumpărat pâine din cetate pentru frați și pentru părinți. Și acum, tu mă pui să te mai car în spinare și până la locul de unde te-am luat? Dar el l-a luat și l-a dus până acolo. Iar la sfârșit, acesta schilodul i-a spus, binecuvântat ești Agaton de Dumnezeu în cer și pe pământ. Dar când și-a ridicat Ava ochii n-a mai văzut pe nimeni, fusese un înger al Domnului care venise anume să-l pună la încercare. Istorioară din Patericu sau apoftegmele părinților din Pustiu. Nu trebuie să te simți stânjenit dacă ajutorul tău este mic. Mare este alcătuită din stropi, cei doi bănuți ai văduvei au fost mai plăcuți Domnului decât da datoriile cele mari ale bogaților. Așa cum știm din Sfânta Evanghelie. Dragii mei, am să vă spun care sunt cele trei semne ale milosteniei. După trei semne se cunoaște omul cel milostiv după mână, după față și după ochi. După mână când doare întinsă, să dea. După față când doare veselă și după ochi când e înalță către cer. Acesta este chipul omului milostiv. Mâna trebuie să fie întinsă să dăruiască mult. Pământul când este uscat nu se satură cu puține picături așa și cel lipsit, nu se mulțumește numai cu un ban. Noi, când cerem milă de la Dumnezeu, totdeauna cerem mare și bogată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Iubiții mei, fața se cade să fie veselă, într-o toată darea să mângâi fața ta. Adică să miluiești pe cei săraci cu fața veselă, că pe acest miluitor lin îl iubește Dumnezeu. Milostivul se cade să se bucure când miluiește, ca să arate că mai mult ia de la săraci decât dă dă un lucru de nimic și câștigă împărăția ceurilor. Milostenia se cade să o facem și cu cei buni și cu cei răi. Bunătatea nu, cade, nici, nu caută niciodată vrednicia, ci lipsa. Ochiul să ne înălțăm către cer când miluim pe sărac și să socotim că îl miluim pentru dragostea lui Dumnezeu. Cunoaște cui faci, zice înțelepciunea, adică pricepeți că milostenia pe care o săracul da săracului o dați în mâna lui Dumnezeu. Săracul întinde mâna și Dumnezeu primește milostenia în cer. Hristos ne-a dat pildă când a hrănit cele 5.000 de oameni în pustie ca să căutăm la cer, căutând la cer, afrând pâinile. Iubiții mei, cei ce trăiesc în societate nu au prin ce să se mântuiască decât nu e prin milostenie și zmerenie. Cu cât mai mult le săvârșesc, cu atât mai mult se apropie de viața îngerească a marilor pusnici după cuvântul Sfântului Teofan Zăvărutu. Și acum vreau să vă spun încă o istorioară minunată despre cu viosul martirie. În pământul Savorii a fost un călugăr martirie, iubitor de săraci, milostiv, tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea și având o viață curată. Deci acesta avea un obicei de mergea de la mănăstirea sa în alta la un părinte duhovnicesc pentru rugăciune. Odată, mergând el, a aflat pe un sărac zăcând în cale și plin de răni, vrând să meargă și el în aceeași mănăstire, dar nu putea din pricina slăbiciunii sale. Și fiindu-i milă, fericitului martire de el, a întins mantia sa și luându-l cu dragoste, l-a dus pe el în spate. Iar când s-a apropiat de mănăstire, părintele lui duhovnicesc, care cu ochi prorocești îl văzuse pe el, îndată a strigat către călugării săi zicând, alergați de grabă și deschideți porțile sfintei mănăstiri, că vine fratele martirie aducându-l pe Dumnezeu în spate. Și ajungând fratele la poarta mănăstirii, s-a coborât săracul din spatele lui și i s-a arătat lui, având chipul precum i se zugrăvit în icoane. Era Iisus Hristos și s-a ridicat la cer sub privirea Sfântului Martirie. Iar pe când se înălțea, a zis către dânsul, O, Martirie, tu nu mai ai trecut cu vederea pe mine pe pământ, nici eu nu te voi trece cu vederea la cer. Tu acum ai căutat cu milă spre mine, dar eu în te voi milui pe tine. Și zicând acestea, Domnul Iisus Hristos s-a făcut nevăzut. Deci intrând în Sfântul Martirie, în mănăstire, le-a întrebat părintele lui duhovnicesc, frate Martirie, unde este acela pe care l-ai adus? A răspuns el zicând, de aș fi știut părinte cine este, m-aș fi ținut tare de picioarele lui. Atunci a spus tuturor călugărilor ceea ce se săvârșise și l-a întrebat pe el părintele zicându-i, oare el ți se părea greu, fiule? Iar Sfântul Martirie a răspuns, nu părinte, când îl duceam, nu simțeam nicio greutate, că duceam pe acela care mă poartă el pe mine, care poartă pe toată lumea cu neosteneală și nu e prin cuvânt toate le ține. Iubiți credincioși, iacătă, bun este Domnul cu noi toți și în durările Lui peste toate lucrurile Lui. Psalmul 144 cu 9. Doamne, în cer este mila ta și adevărul tot până la nor. Nouă celor botezați în numele Sfintei Treimi și ucenicii ai Lui, Hristos, Sfântul Apostol ne scrie, îmbrăcați-vă dar ca aleșii lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Creștinul adevărat se îmbracă cu bunătatea ca și cu o haină. Este gata întotdeauna să ajute pe toată lumea, inclusiv pe vrăjmași, iar în necazuri are îndelungă răbdare. Toată această bunătate este stimulată de Harul lui Dumnezeu. Dar pentru a păstra Harul, ne spune Sfântul Siluan Atonitul, trebuie să iubim pe vrăjmași și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Nu-i prea ușor să fie om bun. Pe prieten îl iubește orice om. Omul bun însă trebuie să-l iubească și pe vrăjmași. Pentru bucurii, orice om îi mulțumesc lui Dumnezeu. Omul bun și de lung răbdător mulțumesc lui Dumnezeu și pentru necazuri, și pentru suferință, și pentru boli, și pentru toate. Un om bun e mai de folos decât un mare învățat. Omul stăpânit de patimi chiar din bine face rău și crede cu ușurință cele rele. Omul bun, pașnic, schimbă totul un bine. În lumea noastră încercată de necazuri este mare nevoie de oameni buni. din credincioși, negreșit nu este faptă mai bună ca milostenia, căci această singură poate mântui pe om, precum zice prorocul. Mântuirea sufletului este bogăția omului. Iar Sfântul Apostol Pavel ne spune, lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră, Filipeni 2 cu 12. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe noi și robităi. Amin.